Dragi elevi de clasa 12-a, vom studia astăzi mișcarea de rezistență în perioada postbelică. Este vorba despre o mișcare de rezistență împotriva regimului totalitar comunist, unitate de conținut din cadrul unității de învățare Viața politică în lumea contemporană. Vom încerca să prezentăm astăzi fenomenul dizidenții. Ce a însemnat pentru oameni să redobândească tricolorul și să-și manifeste în mod deschis virtuțile conștiinței naționale. În marea lor majoritate erau tineri sau erau de vârsta a doua sau de vârsta înaintată, deopotrivă toți își doreau să trăiască în libertate. Vom dezvolta împreună patru unități de competență, inclusiv cele legate de utilizarea corectă a vocabularului istoric, stabilirea tipului de informație pe care o primiți și, de asemenea, relația de cauzalitate și aprecierea impactului regimurilor politice asupra mentalității colective. Trebuie să menționăm că în anul 1940, Pasarabia a fost reocupată de către Uniunea Sovietică în urma unei note ultimative, iar în anul 1941 deja se aplică primele metode de teroare. În anul 1944, după operația Iași-Chișinău, Pasarabia este reocupată, deja era în formula RSSM, constituită prin mutilarea teritorială la 2 august 1940 și sunt aplicate politicile de revenire la colhozuri, deportări, foamete și masacre în masă. Desigur că fiecare dintre noi se gândește că este imposibil să opui rezistență în asemenea condiții și cu toate acestea rezistență a existat. Aș vrea mai întâi să evidențiez că ea se integrează perfect în acțiunile de rezistență din pe tot continentul european, de aceea voi porni cu anul 1953, atunci când, după ce a murit Stalin, în Europa, mai ales în Polonia și Republica Democrată Germană, se organizează primele proteste împotriva sistemului totalitar. Iar în anul 1956 are loc rezistența din Ungaria. Din păcate, aceste acțiuni au fost înăbușite cu cruzime, au intervenit tancurile, oameni înarmați pe străzi, s-au făcut victime și mișcarea a fost înăbușită. Un nou val în Europa are loc în Cehoslovacia, în anul 1968, când Uniunea Sovietică, împreună cu statele membre din Organizația Tratatului de la Varșovia, cu excepția României, au inundat străzile din Praga, de asemenea cu victime, mișcarea este înăbușită. Și în anul 1970, mișcarea Solidaritatea din Polonia a fost o nouă expresie a valului de a trăi liber. Fără îndoială că astăzi, când citim despre aceste acțiuni, ni se trezește un sentiment de mândrie pentru oamenii care nu doreau să se supună, chiar dacă sistemul era extrem de dur cu ei. În aceste condiții, amintim că și în Basarabia sau în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a existat această rezistență. Iar aici aveți o adevărată galerie a marilor personalități care nu așteptau monumente, nu-și doreau nimic altceva decât să poată gândi liber. Vreau să mă refer în primul rând la organizația patriotică Maida Honda, la membrii organizației Arcașilu Ștefan, Sabia Dreptății, Partidul Democrat Agrar, dar și la persoane individuale aparte care și-au manifestat nemulțumirea față de sistem, așa cum a fost Liria Neagu, Ase Andruc sau Gheorghe Ghimpu. Aceștia pot fi considerați în deplinul cuvânt dezidenți și persoane care se pronunțau lozincii decât o viață umilită sub ocupație bolșevică, mai bine o moarte crâncenă în lupta împotriva ocupației. Desigur că astăzi este foarte complicat să ne dăm seama în ce condiții au luptat acești tineri în marelor parte liceiști. A
Aici avem câteva dovezi, mărturii ale istoriei, în temeiul cărora ați putea să vă formați o opinie despre acești oameni și să încercați să deduceți care a fost impactul acestor intervenții. Aici în galerie îi aveți pe mari patrioți, membrii Partidului Democrat Agrar, Alexandru Duca, Vasile Dobescu și Hariton sau Harion Tăutu, care au avut curajul să ceară limbă, alfabet, tricolor, mare, ieșire la mare și drepturile naționale. De fapt, pentru studiul de caz, vă propun să cunoaștem Organizația Națională Limba Sarabia Arcașului Ștefan, o organizație antisovietică care a activat în județul Soroca, înființată în anul 1945, de către pedagogii Vasile Bătrânac, Victor Solovei, Nicolae Prăjină, Teodosie Guzun, Anton Romașcan și studentul școlii pedagogice din Soroca, Nichita Brumă. Inițial, membrii organizației se adunau pentru a pune la cale evadarea peste Prut. Apoi mai târziu, organizația s-a transformat într-o grupare de propagandiști antisovietici care aveau o structură bine definită, un statut, un fond bănesc și chiar un imn din care reieșea ideea că trebuie să revină în componența României Mari. Se considera că Arcașul Ștefan cel Mare este prima organizație de acest tip din Basarabia, deși trebuie să evidențiem că între anii 1940-1945 au fost și alte organizații, inclusiv Maida Honda, care a fost creată chiar în ianuarie 1940, de asemenea în regiunea Orhei, care trebuia să prevină ocuparea Basarabiei. Basarabia încă nu se afla sub ocupație rusească, dar acești tineri promovau lozinca de a nu ceda niciodată acest pământ care trebuie să aparțină statului național. Trebuie să evidențiem că atunci când organizația a fost descoperită de către autorități în anul 1947, formațiunea număra în jur de 140 de membri. Aici aveți o fotografie a elevilor din liceele din Soroca, membrii organizației Arcașului Ștefan din Basarabia, care au activat între anii 1946-1947. Inteligenții, senini, aceștia militau pentru conștiința națională, care este una dintre cele mai importante virtuți ale omului. Evidențiem de fapt că în procesul verbal de constituire a organizației, care a fost semnat de către Vasile Tropeanu, sau numele conspirativ lui Vasile Bătrânac, la data din 1 august 1946 sunt formulate obiectivele acestei formațiuni și sunt invocate acele cauze care i-au condus la formarea organizației, inclusiv acțiunile de distrugere masă a moralului populației, care este astăzi foarte scăzut din cauza bolșevicilor, cei care încearcă să distrugă sâmburile românesc din Basarabia. Această organizație urma să și aibă un scop național care să ridice moralul populației prin diferite atacuri împotriva bolșevicilor. Și evidențiem că această organizație își avea și un imn patriotic pe care îl propun la documentul istoric. Cred în Dumnezeu și în veșnicia neamului românesc, cred în comandantul organizației patriotice din Basarabia Arcașului Ștefan, cred în biruința acestei organizații și voi lupta până la moarte, căci mai bine mort pe pământul cel apăr decât viu în mâinile dușmanului, urăsc de moarte dictatura stalinistă, pericolul civilizației omenești și a neamului omenesc, urăsc de moarte minciuna și trădarea, așa să mă ajute Dumnezeu. Înțelegem că își păstrează această verticalitate și credință și trebuie să pricepem că erau persoane în sensul adevărat al cuvântului curajoase. În anul 1970 au loc mai multe acțiuni sporadice în diferite regiuni ale Basarabiei, inclusiv la Orhei, la Bălți, Chișinău, Soroca, unde și-au manifestat nemulțumirea tinerii față de problema revenirii la grafie latină, la limba română și restabilirea granițelor naționale.
Mă refer în acest sens inclusiv la lozincile scrise în anul 1970 de către Asia Andruc și Lilia Neagu pe străzile Chișinăului, dar și la cântecele interpretate de către Aurelian Silvestru și Nicolae Davija în căminul studențesc, cântece patriotice pentru care au fost expulzați din universitate. În anul 1985, de asemenea, intelectualitatea își manifestă triumful conștiinței naționale și aici aveți câteva personalități de o strălucire remarcabilă, cum este Grigore Vieru, Nicolae Davija, Nicolae Costin, primarul Chișinăului, cel care a dat nume românești pentru toate străzile de care sunt astăzi în municipiu, având grijă să așeze în paralelă pe Vasile Alexandrescu, Mihai Eminescu alături de Veronica Micle și alte străzi cu un mesaj profund de cunoaștere istorică și națională. Leonida Lari, soții Ion și Doina Aldea Teodorovici, dar și pasarabeanul nostru, regretatul Adrian Păunescu, care trăia în România, dar a avut grijă de trezirea acestei conștiințe naționale, care ne-a dus nouă suveranitatea, tricolorul, independența și afirmarea statului de astăzi. În concluzie, evidențiem că între anii 1944-1990, Pasarabia s-a aflat sub dezastruoasa ocupație a Uniunii Sovietice, care și-a impus modelul sovietic pe plan politic, economic și cultural. După anul 1985, în contextul creat de concepție gorbaceviste, s-au intensificat formele de afirmare a identității naționale și totuși evidențiem că anume atunci a fost posibil să aflăm adevărul istoric, inclusiv despre existența acestor organizații patriotice. Amintim că în a doua jumătate a anilor 40, începutul anilor 80, în RSSM au activat circa 20 de formațiuni de rezistență anticomunistă. Revoltele au cuprins toate grupurile sociale și toate vârstele și în acest sens reamintim despre arcașii lui Ștefan care au activat la Soroca între 46-47, la Bălți în 48 studenții Petru Lungu și Ion Moraru au format organizația Sabia Dreptății, opunând rezistența antisovietică pe cale pașnică. Iar în anii 60, la Chișinău activa Frontul Național Patriotic, o organizație care milita pentru renașterea spirituală și națională a moldovenilor. Ei doreau să ducă lupta contra jugului rusesc, să scape românii din Basarabia și Bucovina de deznaționalizare și să realizeze unitatea națională. Ideea românismului se menține și pe ea se sprijină speranța renașterii naționale. Cât de frumos a fost acest val al conștiinței care a construit societatea în care trăim astăzi. Vă îndemn să căutați și să vă dezvoltați spiritul de apreciere a celor care au pus pe primul loc identitatea, verticalitatea și demnitatea, virtuți care sunt specifice doar oamenilor adevărați. Atât pentru astăzi, data viitoare cu un alt subiect.